Terenurile sintetice din localitatea Drăguțești au fost vandalizate, nu doar terenurile de fotbal, ci și locurile de joacă. Vreau să vorbesc numai despre terenurile sintetice și de spațiile de joacă pentru copii. Dacă facem ceva din banii cetățenilor, ar trebui acele persoane care își bagă joc să gândească în primul rând la oamenii care muncesc pentru bani. Este o bătaie de joc și o nesimțire totală. Să vii să-ți faci nevoile pe terenul sintetic. Se gândească în primul rând la sănătatea celor care se duc și își desfășoară activități sportive acolo. Ar trebui să le fie rușine acelor persoane care fac acest lucru. Am văzut că sunt unii care încurajează lucrul ăsta. Ei știu cine ar fi, că n-ar ști. Rușine să le fie tuturor care își bat joc. De ce n-au avut niciodată? Este păcat să ai lucruri bune în comună și 2-3, fără bun simț, 2-3 persoane, fără bun simț, să vină să-și bată joc de munca unor oameni. Și de banii comunității, în primul rând. Vrem să avem o comună frumoasă și o comună elegantă. În niciun caz, din cauza unor... Că nici nu știu cum să-i numesc. Habar nu am cum să le dau. Le-aș da un nume, dar nu știu cum să-i numesc. Oameni fără bun simț. Primarul le transmite celor vinovați că vor plăti pentru pagubele pe care le-au produs. O să avem camere acolo, de supraveghere. Dar o cameră nu ar trebui să păzească oamenii. Oamenii ar trebui să-și păzească bunurile. Sunt bunurile comunității și este păcat să ne bate joc de ele. Este păcat. În fiecare sat am făcut câte un teren de fotbal. De mini-fotbal, teren sintetic, cu nocturnă, pentru tinerii din comuna noastră, pentru toți oamenii. Sunt gratuit pentru fiecare care vine și joacă acolo fotbal, știu că totul este gratis. Și este păcat să-ți bagi joc de acele terenuri. Fie supravegheată, că asta este până la urmă, dacă am ajuns în așa fel încât să urmărim. Nu sunt de acord cu urmăririle astea pe cameră, cu astea. Ar trebui să existe bunul simț, dar după cum se vede, a dispărut de mult. Să nu mai spun că fumează și aruncă țigările pe terenul de fotbal. Peturile acelea care acum costă bani sunt lăsate acolo. Sunt părăsite pur și simplu. Și nu văd de ce facem asta. Nu se gândesc că vor avea copii pe viitor sau o să vină și alți tineri să folosească câțiva ani de zile terenurile respective. Terenurile sintetice au fost închise după ce au fost vandalizate, iar cine vrea să joace trebuie să ceară cheia de la autoritățile locale. Mai multe zone din localitatea Drăguțești sunt monitorizate video.